la 260.000 de salariați, cât există în calea ferată la începutul anilor 90, actualmente sunt un pic peste 50.000. Întotdeauna s-a căutat restabilizarea căii ferate prin concedieri. Reprezentanții CFR au anunțat că de planul de restructurare al companiei se va ocupa o firmă de consultanță. Până la sfârșitul acestui an, conducerea căilor ferate vrea să reducă cu 10% cheltuielile. Asta ar putea însemna că 1.000 de angajați din întreaga țară își vor pierde locurile de muncă. Vestea îi nemulțumește pe sindicaliști, care susțin că singura metodă folosită în ultimii ani de cei care s-au aflat la conducerea CFR a fost să dea oamenii afară, ceea ce nu a dus la o activitate profitabilă pentru căile ferate. Cu toate acestea, se continuă politica disponibilizărilor. Unii feroviari de Îmboviceni, de frică să nu rămână fără un loc de muncă și fără salarii compensatorii, s-au înscris voluntar pe listele de concedieri. Au dat aproape 70% de salariați de afară să o eficientizeze și nici până acum n-au eficientizat-o.